reperul cartezian x, o, y se consideră vectorii OA de coordonate 2 și minus 3 și OB de coordonate 1 și minus 2. Să se determine numerele reale alfa și beta, pentru care vectorul 3 ori OA minus 5 ori OB are coordonatele alfa și beta. Da? Deci vom avea coordonatele alfa și beta. Calculăm 3 ori OA minus 5 ori OB. Deci avem 3 ori perechea 2 minus 3 minus 5 ori perechea 1 minus 2. Cum înmulțim un scalar cu o pereche? Cu fiecare element. Deci egal cu 3 ori 2, 6, 3 ori minus 3, minus 9, minus 5 ori fiecare, care înseamnă 5 ori 1, 5, 5 ori minus 2, minus 10. Cum se scad două astfel de perechi? Primul minus primul, al doilea minus al doilea. Deci 6 minus 5 și minus 9 minus minus 10 plus 10, adică 1 și 1. Prin urmare, această pereche trebuia să fie egală cu alfa beta, deci rezultă alfa egal cu prima egală cu prima, a doua egală cu a doua, beta egal cu 1 și astfel problema este încheiată. Să se determine coordonatele punctului B, știind că A mare este de coordonate 3 și 4, iar vectorul AB este egal cu I plus J. Ce înseamnă A mare, că are coordonate 3 și 4, adică că vectorul OA este de forma 3I plus 4 J. Să notăm coordonatele punctului B cu X și Y. Deci acest lucru înseamnă că vectorul OB va avea forma generală X ori I plus Y ori J. Ori, ce înseamnă vectorul AB? AB, prin definiție, este egal cu OB minus OA. Adică, egal cu, rezultă, sau echivalent, de fapt, AB I plus J egal cu OB X ori I plus Y ori J minus OA, adică minus 3I minus 4J. Adică I plus J egal X ori I minus 3I face X minus 3 tot ori I, plus Y ori J minus 4J, deci plus Y minus 4 ori J. Când doi vectori sunt egali, când coeficientul lui egal cu coeficientul lui și coeficientul lui J egal cu coeficientul lui J. Deci rezultă X minus 3 egal cu 1 și Y minus 4 egal cu 1. De unde rezultă? X egal cu 3 plus 1, X egal cu 4, Y e 4 plus 1, Y egal cu 5, răspunsul final al problemei, sau altfel spus, B mare are coordonatele 4 și 5, da? Ca să răspundem exact la problemă. În reperul cartezian OIJ se consideră vectorii U mic egal cu minus 3I plus 2J, da? Și V mic egal cu 5I minus J. Să se determine coordonatele vectorului 5U plus 3V. Păi desfacem, bine, 5 pe lângă. Cine-i U? Minus 3I plus 2J, da? Plus 3 ori V, adică 3 ori 5I minus J. Egal cu, minus 5, 5 ori minus 3 este minus 15I, plus 5 ori 2, 10J, plus 3 ori 5, 15i, minus 3j. 15 se reduce și obținem 7j. Sau dacă vreți, ca să recuperăm mai ușor coordonatele, 0i plus 7j. Prin urmare, coordonatele vectorului nostru 5u plus 3v vor fi cine? Coeficienții lui i și j de aici, deci 0 și 7. Și cu aceasta am încheiat problema. Dacă AB plus de două ori vectorul CB egal cu vectorul nul, să se determine valoarea acestui raport. Uitați ce facem, trecem 2CB în partea cealaltă și obținem AB egal cu minus 2CB, care știm că opusul unui vector este vectorul în care se schimbă originea cu extremitatea lui, deci egal cu de două ori BC.
Păi, trecând la modul, ce înseamnă modul unui vector, îl notăm simplu fără bară de vector, deci obținem AB egal cu de 2 ori BC. Prin urmare, împărțind la BC, iată ce ne iese, raportul AB pe BC egal cu 2. Fie ABC un triunghi echilateral înscris într-un cerc de centru O. Să se calculeze AB plus AC minus 3AO. Haideți să facem figura. A, B, C și centrul O al cercului. Știm că triunghiul este echilateral. Ce ne cere să arătăm? Că AB plus AC minus 3AO. Să calculăm această expresie. Da? Uitați ce vom face, vom prelungi pe AO până taie pe BC, unde îl taie? Fiind triunghi echilateral, AO, care unește centrul cercului cu vârful triunghiului, are toate proprietățile din lume. Bine, noi n-am respectat chiar corect aici, aici este un drept. Ea este mediană, mediatoare, bisectoare, înălțime. Prin urmare, O, fiind centrul cercului circumscris triunghiului, rezultă că O este și centru de greutate, printre altele, și centru de greutate, da? Greutate. Adică ce înseamnă acest lucru? Că centrul de greutate, știți că se găsește pe mediană la două treimi de vârf și o treime de bază. Prin urmare, acesta O, vectorul AO, este două treimi din vectorul AM. Da? O să-i punem aici AM continuare. Da? Pe de altă parte, atenție, haideți să considerăm vectorul BM. Ce se întâmplă? Avem că AB plus mai departe BM egal cu cine? Cu AM. Da? AM care este 3 pe 2 ori AO. De asemenea, pe partea cealaltă, atenție, vom avea AC plus CM, plus CM, este egal tot cu AM, adică egal tot cu 3 pe 2 ori vectorul AO. Haideți să tragem linia să le adunăm. Ce obținem? AB plus AC plus BM plus CM, da? Egal cu 3 pe 2 AO plus 3 pe 2 AO, 3 ori AO. Dar cât este BM plus CM? Atenție, vectorii BM plus CM, BM și CM, au aceeași direcție, că se află pe aceeași dreaptă, aceeași direcție, au sensuri opuse, observați, BM pleacă în partea asta, CM pleacă în partea cealaltă, și au aceleași lungimi, BM egal cu CM, pentru că ei sunt jumătate din latura BC. Prin urmare, rezultă de aici că BM plus CM este vectorul nul, vectorul 0. Și atunci, iată ce ne mai rămâne din această relație, AB plus AC, haideți să-l trecem pe 3AO din coace, minus 3AO, ce ne mai rămâne este 0. Ori este exact relația pe care ne cerea problema. Triunghiul ABC are centrul de greutate G. Dacă M este mijlocul segmentului